Parcurile, grădinile publice și cele zoologice din București se redeschid vineri odată cu încetarea stării de urgență. Decizia a fost luată de Comitetul Municipiului București pentru situații de urgență, iar anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, într-o postare pe Facebook. În sectorul 2, parcurile s-au redeschis însă încă de sâmbătă. Redeschiderea parcurilor presupune și respectarea de către bucureșteni a unor restricții. De exemplu, pe bănci vor putea sta doar membrii aceleiași familii. Au arătat oamenii că s-au dus în parc și s-au comportat exact cum se comportau și în fața blocului, doar că au mai mult loc în parc, pentru că parcurile sunt mult mai mari. Noi, pentru a preveni eventuale aglomerări, am închis locurile de joacă, foișoarele de socializare, terenurile de sport sau zonele pentru fitness. Am verificat parcurile în fiecare zi de când le-am deschis. Mă bucur să vă spun că nu au fost decât incidente izolate. Oamenii respectă măsurile, se comportă civilizat. Oamenii legii vor avea grijă să informeze pe cetățenii care ies la plimbare că trebuie să evite întâlnirile cu alte persoane, îmbrățișările și strângerile de mână. Oamenii se bucură că pot din nou să iasă la plimbare în aer liber și spun că au început să prețuiască mai mult libertatea de altă dată. Ce beneficii vedeți legate de această redeschidere? Beneficii psihici, în primul rând. Da? Și probabil că sau sper ca lumea să fie conștientizat până acum că trebuie să poarte mască, indiferent unde, cum, în ce fel. Pentru copii în special, că știm bine cu toții că copilul în casă e moarte curată. Una la mână și doi la mână și pentru noi adulții, că avem nevoie de mișcare. Beneficiul e pentru copii, pentru noi să facem mișcare. Deci, în primul rând, fără mișcare, nu vă supărați, avem o vârstă. Ne punând osul în mișcare, te îmbolnăvești. Pe lista măsurilor de relaxare a fost inclusă și redeschiderea cimitirelor.